Elevii vor lua lecții despre legislație, principii juridice și drepturi civice de la procurori și judecători, în urma semnării unui protocol între reprezentanții Ministerului Educației și cei ai Justiției. Potrivit protocolului, instituțiile semnatare vor realiza un program de educare a elevilor din învățământul preuniversitar, în spiritul respectului față de lege, al echității sociale și atitudinii civice. Cadrele didactice consideră această inițiativă benefică, mai ales pentru a preveni faptele de violență de natură penală în care elevii sunt implicați în ultimii ani. Iată noua idee de a se învăța noțiuni de legislație în școală, mi se pare foarte bună, având în vedere că elevii trebuie să știe de mici toate, atât cât se poate, în funcție de particularitățile de vârstă, să știe legile după care se ordonează o societate. Elevii vor învăța în cadrul acestor ore ce este o normă sau ce consecințe suportă pentru nerespectarea acestor norme. Magistrații care vor susține aceste ore de legislație sunt voluntari. În Giurgiu, o inițiativă de acest gen a avut-o șeful baroului de avocați încă de acum 2 ani. Proiectul s-a derulat pe parcursul unui an și s-a desfășurat în liceele din Giurgiu. Nu știu vârsta, noțiunile elementare, de când se declanșează răspunderea în plan penal, ce înseamnă răspunderea în plan penal între 14 și 16 ani, după 16 ani, ce înseamnă consecințele unui anturaj, a unei glume făcute în mod public, ce înseamnă proferarea de gesturi care societatea le etichetează ca fiind obscene, ce înseamnă o altercație, riscurile la care trebuie efectiv conduși prin acest labirint a ceea ce înseamnă norma juridică și norma de conviețuire socială. Mai mult, acesta a precizat că profesorii vorbesc deja la cursuri despre aceste aspecte, însă elevii ar putea înțelege mai bine justiția și consecințele nerespectării unor reguli dacă învață noțiunile de la judecători și procurori. Mai multe informații despre acest subiect aflați imediat după jurnal într-o ediție specială cu decanul Baroului Avocaților din Giurgiu, avocatul Sergiu Bratu.